Stimați colegi deputați, bună dimineață! Vă rog să luați locul. Eu tot aștept să mai așez un vicepreședinte lângă mine și nu-l văd. Nu este. Nu este, e clar. Stimați colegi, rog secretariatul să anunță prezența deputaților în sală. Stimată doamnă președinte, stimați deputați, vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența 13 deputați. Șor Ilan, Botnar Constantin, Munteanu Igor deplasare, Spătaru Arina deplasare, Ciobanu Maria deplasare, Bătrâncea Vlad concediu medical, Popșoi Mihail cerere, Ceban Ion, Catarănciuc Sergei concediu medical, Fotescu Vadim cerere, Rotundu Svetlana, Botnar Alexandru, Perciun Dan. Mulțumesc, stimați colegi, ședința este deliberativă, rog să onorăm drapelul. Mulțumesc, stimați colegi, ca de obicei, de la început câteva anunțuri. În perioada premergătoare ședinței de astăzi și-au sărbătorit zilele de naștere colegii noștri și sunt mai mulți, doamna Efrosinie Crețu, domnul Oleg Lipski, domnul Fiodor Găgăuz, doamna Inga Grigoriu, domnul Vasile Bolea, domnul Vladimir Odnastalca, domnul Constantin Botnar, domnul Vladimir Cibotari, domnul Gheorghe Brașovski și domnul Alexandru Slusăr. Stimați colegi, le urăm la toți colegii noștri, la mulți ani, multă sănătate și sigur că realizări frumoase în activitatea sa. În afară de aceasta, stimați colegi, astăzi, 14 noiembrie, este sărbătorită ziua diabetului. În lume, această zi este marcată în fiecare an pe data de 14 noiembrie, iar Ziua Mondială a Diabetului în acest an este marcată sub genericul Anul Copilului și vine cu mesajul niciun copil nu trebuie să moară de diabet. Cu regret trebuie să constat că numărul copiilor diagnosticați cu diabet zahărat crește de la an în an și potrivit Ministerului Sănătății, peste 500 de copii din țară suferă de această afecțiune. Important este ca această zi să fie marcată nu doar prin informare, dar și prin implicarea sistemică a publicului larg, profesioniștilor și autorităților în profilaxia și combaterea acestei maladii. Stimați colegi, stimați deputați, Biroul Permanent a propus atenție dumneavoastră pentru zilele de joi și vineri, săptămâna aceasta, ordinea de zi care vă este distribuită dumneavoastră. Stați puțin, noi dezbatem ordinea de zi. Noi am început cu dezbaterea ordinii de zi, toate, după ce aprobăm ordinea de zi, după aceea... Până la începe dezbaterea ordinii de zi. Da, vă rog, domnul Carp de procedură. Domnul Vovc. Da, determinați-vă odată. Da, la mine e înregistrat domnul Plângău, da, vă rog. Avem un anunț din partea fracțiunii Acum Platforma DA. Am luat la fracțiune act decizia domnului Octavian Țicu din 18 septembrie de a părăsi fracțiunea Acum Platforma DA, respectiv am întocmit toate aspectele procedurale și în baza procesului verbal numărul 9 am constatat că domnul Țicu nu mai aparține fracțiunii, respectiv procesul verbal vom înainta secretariatului. Mulțumesc! Da, am luat act. Nu știu, să vă felicit, ori să vă compătimesc. Nici chiar nu înțeleg ce trebuie de făcut. Am luat act. Da, stimați colegi, alte
Parcă nu sunt de procedură. Mai sunt ceva de procedură? Domnul Diacov, de procedură? Încă n-am început examinarea ordinii de zi. Domnul... Da. Parasirea fracțiunii, dar n-am auzit că iese din componența blocului. E clar. Stimați colegi, după cum am menționat, a fost aprobată la birou permanent ieri ordine de zi, suplimentar la această ordine de zi, Comisia Juridică Numiri și Imunități vine cu niște propuneri, vă rog, domnul Litvinenko. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, stimați colegi, în baza articolului 46 alineat 1 din regulamentul Parlamentului, solicit respectuos includerea în agenda ședinței Parlamentului de astăzi a trei proiecte, toate care țin de demisie. În primul rând, proiectul de hotărâre privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție și totodată vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președintea Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ, adică a doamnei Tatiana Vieru, proiectul numărul 222 din 3 octombrie 2019. 2. Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului Ion Druță din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, proiectul numărul 257 din 11-11-2019. Și al treilea proiect privind demisia unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova, este vorba de domnul Ion Ceban, proiectul de hotărâre numărul 263 din 13 noiembrie 2019. Mulțumesc! Da, mulțumesc, stimați colegi. Asta este propunerea din partea Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Stimați colegi, supun votului fiecare proiect care l-a propus Comisia în parte. Stimați colegi, fiți atenți, vă rog. Se supune votului privind includerea în ordinea de zi pentru ziua de astăzi, proiectul numărul 222 din 3 octombrie 2019, privind demisia doamnei Tatiana Vieru. Cine este pentru, rog să votați. Proiectul este inclus în ordine de zi. Acum se supune votului includerea în ordine de zi a proiectului 257 din 11 noiembrie 2019 privind demisia din funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție a domnului Ion Druț. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea proiectului este inclus în ordine de zi și sigur că demisia unui deputat din Parlament, demisia domnului Ion Ceban, care a fost ales în funcție de primar general de Chișinău, proiectul numărul 263 din 13 noiembrie 2019, cine este pentru, rog să votați. Majoritatea. Da. Stimați colegi, eu în calitatea mea de președinte a Parlamentului, la mine a parvenit o cerere din partea candidatului desemnat pentru funcție de prim-ministru, domnul Ion Ticu. Și eu dau citire cererii parvenite. Președintelui Parlamentului, doamna Zinaida Grecian, la data de 12 noiembrie 2019, în temeiul articolului 106 din Constituție, Parlamentul Republicii Moldova, a adoptat hotărârea privind exprimarea votului de neîncredere guvernului. Prezenta hotărâre a intrat în vigoare din momentul adoptării, mandatul guvernului fiind încetat conform articolului 103.2 din Constituție. Președintele Republicii Moldova, luând act de hotărârea Parlamentului indicată supra, la articolul 3, la 13 noiembrie 2019, a inițiat consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. În urma consultărilor avute cu fracțiunile, președintele Republicii Moldova a luat decizia să desemneze subsemnatul în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Prin prezentă, vă aduc la cunoștință că programul de activitate și întreaga listă a Guvernului, conform anexii,
și în temeiul articolului 146, alineatul 2 și 147 din legea 797 din 2 aprilie 96 despre adoptarea regulamentului Parlamentului rog includerea prioritară în ordine de zi a ședinței în plen din data de 14 noiembrie 2019, ora 10, a chestiunii privind acordarea votului de încredere a Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului. Calmați-vă, vă rog, cu dezbaterea programului de activitate și examinarea listei Guvernului. Cu respect, Ion Ticu, candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru. Stimați colegi, eu am să fac uz de dreptul meu de președinte a Parlamentului și o să propun includerea acestui subiect pe ordine de zi a Parlamentului. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți în sală. Acum supun votului întreaga ordine de zi cu subiectele propus suplimentar în ordine de zi pentru ședințele de azi și mâine a Parlamentului. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, stimați colegi. Dat fiind că cererea care a parvenit și importanța subiectului care urmează să fie discutat, despre programul de activitate a Guvernului și lista membrilor Guvernului, eu propun să anunțăm o pauză de o oră pentru a se convoca ședința Comisiei Juridice Numiri și Imunități și a examina corectitudinea prezentării acestei cereri cu toate anexele care au parvenit. Iar de asemenea eu cunosc că este în Parlament deja prezent și candidatul desemnat domnul Ion Ticu. De ce eu aș propune ca candidatul desemnat, rog secretariatul să-l ajute pe candidatul desemnat, ca să meargă pentru discuții și consultări în fiecare fracțiune. De ce eu rog fracțiunile să convoace în birourile fiecarei fracțiuni, iar candidatul, începând cu 10 și 20, în decurs de o oră de vreme, până la 11 și 20, va merge pentru discuție în fiecare fracțiune, începând prima cu fracțiunea socialiștilor, fracțiunea Partidului Democrat, fracțiunea PAS, fracțiunea DA sau Bloc se convoacă împreună și, sigur, că fracțiunea Partidului Șor. În această oră vă rog să discutați cu candidatul desemnat. Stimați colegi, eu am propus anunțarea pentru o oră de vreme, de la 10:20 până la 11:20, o pauză pentru a trece toate procedurile. Cine este pentru această pauză, rog să votați. Majoritatea celor prezenți să anunță pauză. Rog Comisia Juridică Numiri și Imunități, vă rog să preluați la mine toate actele și să examinați. Comisia Juridică Numiri și Imunități, vă rog să vă întruniți. Doamnele... Fracțiunea Socialiștilor, Biroul 408.
Stimați colegi, am revenit cu toții în sală, vă rog. Continuăm ședința. După pauză, rog Comisia Juridică, Numiri și Imunități să ne spună care au fost deciziile luate. Domnul Bole, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președinte. Comisia Juridică, Numiri și Imunități s-a întornit în ședință. A fost examinat programul de activitate a Guvernului și verificată întreaga lista membrilor Guvernului dacă corespund rigorilor legii. În urma acestei examinări, Comisia Juridică a venit cu un raport. Este raportul pozitiv și cred că putem să examinăm programul de activitate a Guvernului să fie examinat astăzi în ședință în plen. De asemenea, s-a venit și cu urmare a raportul Comisiei Juridice și cu un proiect de hotărâre care a fost înregistrat cu numărul 264 din ziua de astăzi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de activitate a Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului. Vă mulțumesc. Secretariatul, vă rog să fie repartizat proiectul hotărârii pentru toți deputații din sala de ședință. Stimați colegi, continuăm ședința plenară a Parlamentului. Eu propun să examinăm această chestiune parvenită pe ordine de zi suplimentar introdus cu privire la acordarea votului de încredere programului de activitate și întregii liste a Guvernului și, respectiv, ulterior, adoptarea hotărârii, votarea pentru hotărârea numărul 264 din 14 noiembrie 2019. Până începe dezbaterea chestiunii în cauză, se propune, stimați colegi, să aprobăm un regulament de care vă rog foarte mult să ne ținem cu toții. Prima, cred că îi oferim cuvântul cu raportul să vină domnul Ion Ticu, prim-ministru desemnat. Se propune până la 15 minute sau mai mult, până la 15 minute. Ulterior se propune timp pentru o rundă de întrebări și răspunsuri, 30 de minute. Și 30, eu propun dumneavoastră să votați. După runda de întrebări și răspunsuri, va urma prezentarea raportului Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Aici cred că nu trebuie să le stabilim un timp, ei o să dea citire raportului. Și pe final, eu vă propun, dacă vor fi doritori, din partea fracțiunilor parlamentare, să le oferim câte un vorbitor din partea fracțiunilor parlamentare. Cine este pentru aprobarea acestui regulament, rog să votați. Majoritatea celor prezenți în sală, domnul Chicu, prim-ministru desemnat, rog la tribuna centrală. Stimată doamnă președinte al Parlamentului, doamnelor și domnilor deputați, dați-mi voie să mulțumesc din numele meu și al colegilor mei pentru faptul că ați acceptat includerea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a chestiunii privind investirea unui nou guvern și să vă exprim gratitudinea pentru conștientizarea în deplină măsură a importanței aprobării cât mai rapide a unui guvern funcțional. Țara se află în prag de iarnă și este total nepregătită pentru aceasta. Până la sfârșitul anului au mai rămas 32 de zile lucrătoare, iar țara nu are nici măcar la nivel de proiect coordonat un buget pe anul viitor. Nu are nici măcar un proiect consultat al politicii bugetare fiscale pentru anul viitor. Nu are nici un proiect inițial pentru rectificarea bugetului pe acest sfârșit de an. Demiterea absolut iresponsabilă și neîntemeiată a cadrelor profesioniste, precum și desconsiderarea oricăror reguli și principii manageriale
la nivel de guvern și ministere, au paralizat completamente funcționalitatea structurilor guvernamentale. Aceasta este explicația situației în care s-a pomenit țara la acest mijloc de noiembrie. Criza politică declanșată cu câteva zile în urmă poate avea repercusiuni extrem de grave pentru toate domeniile vieții social-economice în țară. De acest lucru suntem conștienți cu toții, că orice zi de prelungire acestei crize și implicit a stării de nefuncționalitate a administrației publice centrale, dar și locale, va agrava și mai mult situația țării în prag de iarnă. Iată de ce decizia de a solicita amabilitatea dumneavoastră, stimați deputați, de a examina chestiunea cu privire la instituirea unui nou guvern, am luat-o împreună cu colegii mei prezenți în sală, în doar câteva ore după semnarea de către președintele Republicii Moldova a decretului privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Vreau pe această cale să-i mulțumesc domnului președinte Igor Dodon pentru încredere oferită, dar și pentru conștientizarea deplină a riscurilor unei eventuale extinderi a crizei politice. Mai mult, o eventuală prelungire a crizei în legătură cu demiterea guvernului precedent ar afecta iremediabil procesul de reformare a justiției. Procesul de reformare a justiției care a servit drept temei invocat pentru declanșarea acestei crize. Afirm aceasta fiind în cunoștință de cauză despre constrângerile de timp pe care le avem pentru ajustarea proiectului conceptului de reformă la recomandările expuse de Comisia de la Veneția. De fapt, dacă nu remitem Comisiei de la Veneția în câteva zile proiectul revăzut al conceptului de reformă, riscăm să ratăm ședința acestui for de la începutul lunii decembrie, alta fiind programată abia în primăvară. În aceste condiții, pierderea măcar a unei zile de lucru ar compromite din start misiunea noului guvern în reformarea acestui domeniu, vital pentru existența de mai departe a statului. Încă o dată vă mulțumesc pentru conștientizarea deplină a riscurilor aferente continuării crizei politice și pentru faptul că ați acceptat includerea pe ordine zi a ședinței de astăzi subiectul respectiv. Stimați deputați, vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă solicita susținerea pentru programul de activitate și lista membrilor noului guvern al țării. Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire lista candidaților pentru cabinetul de miniștri. Ion Chicu, prim-ministru. Sergiu Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al finanțelor. Alexandru Flenchea, viceprim-ministru pentru reintegrare. Anatol Usatăi, ministru al economiei și infrastructurii. Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne. Fadei Nagacevski, ministru al justiției. Aureliu Ciocoi, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Victor Gaiciuc, ministru al apărării. Corneliu Popovici, ministru al educației, culturii și cercetării. Viorica Dumbrăveanu, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale. Ioan Perju, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. Considerând statutul de guvern minoritar, instituit în scopul redresării situației precare în majoritatea domeniilor vieții social-economice de Republica Moldova, orizontul de tip al programului de activitate cu care venim astăzi în fața dumneavoastră se limitează în timp la perioada până la alegerile prezidențiale din toamna anului 2020. Programul reflectă viziunea guvernului referitor la acțiunile cu caracter imediat, necesar de întreprins în următoarele săptămâni, chiar ore, pentru a restabili funcționalitatea administrației publice centrale, afectată semnificativ pe durata ultimilor luni. Înregistrăm la moment cel mai scăzut nivel de încredere al cetățenilor în instituțiile publice și implicit în statul nostru. Setul de obiective imediate care urmează a fi atinse cel târziu până la sfârșit de an vizează în special corectarea erorilor admise în procesul de elaborare și promovare a reformei justiției, impulsionarea acestui proces, iar în consecință aducerea în fața legii și pedepsirea celor care au devalizat sistemul bancar al țării, punând pe umerii cetățenilor o povară financiară enormă,
a celor care au lipsit statul pe o jumătate de veac de unicul aeroport internațional din țară, sfidând statul și întregul popor, a celor care au acționat premeditat contra intereselor statului și cetățenilor Republicii Moldova. Vom acționa rapid și cu determinare pe dimensiunea combaterii criminalității și sporirii securității cetățenilor. Ori evoluția lucrurilor în acest domeniu este deosebit de gravă și se aseamnă foarte mult cu dezastrul anilor 90. Măsuri cu caracter neinterziat sunt necesare pentru a elabora, consulta cu mediul de afaceri și a promova pachetul de măsuri bugetare fiscale pentru anul viitor, dar și legile bugetare anuale. Lipsa acestor documente la mijloc de noiembrie a compromis deja în mare parte planurile investiționale ale majorității entităților economice din țară. Se impune o rectificare de urgență a legii bugetului pentru anul 2019 pentru a asigura achitarea salariilor unor categorii de bugetari, în special în cadrul autorităților publice locale. Țara este total nepregătită pentru perioada de iarnă, este incertă situația privind aprovizionarea cu gaze naturale după 1 ianuarie. Din păcate, capitolul de program alocat acțiunilor cu caracter urgent ocupă foarte mult spațiu. Deși suntem convinși că am inclus doar o mică parte din multitudinea de probleme pe care trebuie să le adreseze guvernul neîntârziat. Avem aici și politica bugetară fiscală, legile anuale bugetare, care măcar nici nu au ieșit din ministerele de resort, deși ar trebui să fie deja în Parlament. Nici vorbă de proces consultativ asupra acestor documente primordiale pentru economia și sustenabilitatea bugetară a țării. S-au tergiversat enorm de mult și inexplicabil procesele de promovare a unor proiecte sociale, atât de mult așteptate de cei mai vulnerabili dintre concetățenii noștri. Cu toții înțelegem că această tergiversare înseamnă, de fapt, amânarea implementării lor pe încă un an, deoarece, neavând statut de lege, bugetele respective nu privesc mijloace necesare în acest scop. Însă, urgența urgențelor este firește pe dimensiunea reformei justiției și procuraturii. Trebuie în ore numărate să reușim ajustarea conceptului de reformă a Curții Supreme de Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și altor foruri internaționale specializate, pentru a nu rata ședința Comisiei de la început de decembrie. Trebuie să continuăm procesul de identificare a unui procuror general independent și integru, în conformitate cu legislația în vigoare. În foarte scurt timp, trebuie să identificăm soluții urgente în vederea neadmiterii unor blocaje în cadrul puterii judecătorești. Capitolul obiective cu caracter imediat vizează și alte domenii critice pentru cetățeni și stat. Vorbim de ordinea publică și securitatea cetățenilor, resuscitarea administrației publice centrale, efectiv paralizate în ultimele luni și multe, multe alte acțiuni. Viziunea Guvernului, privind direcțiile prioritare de activitate pe durata mandatului, cu specificarea unor obiective de importanță majoră aferente, este reflectată în capitolul Direcții prioritare de activitate. Avem specificate distinctiv în program 10 domenii prioritare, asupra cărora ne vom concentra eforturile. În linii mari, domeniile respective corespund cu cele vizate în capitolul Obiective cu caracter imediat. Bineînțeles, reforma justiției va domina agenda Guvernului, are de fapt și cea mai impresionantă listă de acțiuni inclusă în program. Nu am dubii, stimați deputați, că putem reuși să reformăm acest sistem fără a atenta la independența justiției din partea altor ramuri ale puterii. Firește, vom apela la suportul Parlamentului Republicii Moldova pentru susținere. Voi considera progresul în reforma justiției sau lipsa acestuia drept principalul criteriu de apreciere a activității acestui guvern și a mea personală. Ne vom ghida plenar de recomandările Comisiei de la Veneția, altor structuri internaționale de renume, vom apela la suportul partenerilor internaționali care tot timpul ne-au sprijinit pe această dimensiune. Contăm foarte mult pe implicarea profesioniștilor din domeniul, din țara noastră, inclusiv a personalităților redutabile din componența Consiliului Consultativ pentru susținerea reformei justiției instituit pe lângă președintele țării. Firește, vom fi proactivi și pe agenda de politică externă. În acest scop, vom intensifica relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Vom respecta toate angajamentele internaționale asumate în trecut, inclusiv acordul cu asociere cu Uniunea Europeană și documentele semnate în cadrul Comunității Statelor Independente. Vom promova o politică externă echilibrată, consolidând statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Avem drept obiectiv consolidarea parteneriatului strategic pe care țara noastră
le edifică cu succes cu Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. Totodată, vom continua și intensifica eforturile de aprofundare a relațiilor de prietenie cu țările vecine, România și Ucraina. În mod special, aș dori să atrag atenția dumneavoastră asupra viziunilor noastre pentru domeniul social și dezvoltare economică. Nu vom avea nicio scuză dacă nu trăim fiecare clipă cu gândul la concetățenii noștri care se confruntă cu probleme materiale enorme, existențiale. În ultima perioadă au fost lansate mai multe inițiative cu caracter social, menite să contribuie la îmbunătățirea vieții persoanelor cu cele mai mici venituri, în special pensionarii și persoanele cu dizabilități. Proiecte respective au fost elaborate pe diferite platforme, inclusiv înaintate de președintele țării, guvern, fracțiuni parlamentare. Amintesc aici doar de câteva, inițiativa de indexare de două ori pe an a pensiilor, inițiativa privind majorarea suportului pentru perioada rece a anului, inițiative care vizează persoanele cu dizabilități, inițiative care ar aduce o garanție pentru primirea pensiei în cazul decesul prematurei a persoanelor care au contribuit toată viața la Fondul Asigurării Sociale, etc., etc. Repet, au fost inițiative mai multe din partea tuturor fracțiunilor. Noi ne propunem ca pe parcursul următoarelor zile să promovăm aceste proiecte, astfel încât mijloacele bugetare necesare pentru implementarea acestora să fie incluse de urgență în proiectele legilor bugetare anuale. Personal consider eficiente și reușite proiectele sociale implementate până în iunie 2019 și care, din vari motive, neînțelese pentru mine, au fost sistate. Bineînțeles, vom ieși cu inițiativa de reluare a acelor proiecte. Firește, pentru a putea face față și finanța toate aceste proiecte, vom avea nevoie de un buget sustenabil, adică de o economie în creștere, capabilă să genereze venituri bugetare. Acest capitol din program este o adevărată provocare pentru noi, dar și aici consider că putem avansa rapid. Dialogul cu businessul, oferirea de condiții favorabile pentru afaceri, predictibilitatea politicilor și dialogul onest sunt piatra de temelie pentru progres pe această dimensiune. La Ministerul Finanțelor am fost mereu deschis pentru o colaborare cu businessul și am toată încrederea că în urma unei colaborări oneste și sincere are de câștigat atât businessul cât și statul la capitolul de venituri bugetare. Pentru anul următor ne propunem să transformăm literalmente țara în șantier și mă refer aici în primul rând la infrastructura drumurilor. Și nu doar pentru anul viitor, dar imediat cum ne permit condițiile climaterice. Avem ca obiectiv orientarea, direcționarea spre investiții în infrastructură a sumelor tradiționale care până acum erau prevăzute în bugete, jur de 4-5 miliarde de lei, dar suplimentar la aceasta avem deja idei pentru a atrage în domeniul infrastructurii cel puțin 300 de milioane de euro la anul viitor pentru a repara, a construi drumuri pe principalele artere naționale ale țării. Este vorba de drumuri care fac conexiunea între Bălți și Hotarul cu Ucraina la Criva, Bălți-Florești, mai multe sectoare, regiunea de centru și sud al țării. Și, bineînțeles, este vorba și despre centura municipiului Chișinău, care a soluționat foarte multe probleme de circulație în municipiul nostru. Este clar că, dezvoltând economia sau având viziuni, trebuie să te orientezi sau să te bazezi pe câțiva piloni și în viziunea noastră, unul ar fi, după cum am spus, sporirea substanțială a investițiilor publice în dezvoltarea infrastructurii, care pe lângă faptul că va schimba țara sub acest aspect, va genera și efect multiplicator pentru creșterea economică, venituri suplimentare la buget, crearea de locuri noi de muncă, etc., etc. O altă rezervă enormă pe care o avem în dezvoltarea economică este, bineînțeles, dezvoltarea ramurii turismului. Nu trebuie să mergem departe, doar trebuie să ne uităm la unii vecini care au caracteristici comparabile ca noi, Georgia, de exemplu, care reușesc să atragă anual milioane de turiști, iar efectul acestor politici este vizibil. Republica Moldova nu
are dreptul să rateze aceste oportunități și noi suntem convinși că este posibil de dezvoltat acest sector care va aduce iarăși efectele scontate, inclusiv în materie de crearea locurilor de muncă, dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. O ramură care va fi în vizorul sau pe agenda noastră, bineînțeles, este dezvoltarea sectorului IT, tehnologiilor informaționale, care deja se află într-o formă foarte bună, dar sunt rezerve, putem avansa semnificativ și întări autoritatea Republicii Moldova deja pe această piață, atrage investiții, etc., etc. Noi, și o spun cu cunoștință de cauză, avem încă rezerve enorme la capitolul administrare fiscală și vamală, deci sunt rezerve pe intern, noi trebuie să venim cu măsuri eficiente de diminuare a ponderii economiei tenebre, să menținem cel puțin ritmul de creșteri anuale a veniturilor la buget, care se configurase în ultima perioadă la nivel de 13-15%. Dacă luăm ca bază de referință parametrii bugetului public național de anul acesta, 70 de miliarde la partea de cheltuieli, o creștere de 15% ar însemna foarte mult. Deci acești bani pot fi orientați spre satisfacerea necesității cetățenilor Republicii Moldova. Stimați deputați, din lipsă de timp, nu voi veni cu mai multe detalii asupra acestui program. Abordarea noastră a fost foarte, consider, constructivă. Am relatat într-un capitol măsurile urgente care trebuie întreprinse pentru a soluționa unele probleme stringente care stau în fața țării. Și la capitolul 2 v-am expus viziunea Guvernului privind direcțiile prioritare de activitate. În cazul obținerii suportului dumneavoastră, Guvernul va elabora în termen de 30 de zile un plan de acțiuni detaliat care se va baza pe acest program de activitate. În aceste condiții, mă adresez către dumneavoastră cu rugămintea și îndemnul de a susține acest program și lista cabinetului de miniștri propus spre examinare. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru această prezentare. Stimați colegi, este 12:06, 30 de minute avem. La 12:36 finalizăm runda de întrebări-răspunsuri. Prima întrebare, domnul Одноставко. Eu am să merg pe rând la toți. Da, vă rog. Спасибо большое. Господин Кику, как вы знаете, сразу перейду к вопросу. Как вы знаете, последнее время у нас, в частности, по социальному блоку наблюдаются определенные сложности, назовем их мягко так. Вот. Отсутствие транспарентности. Это критикуют многие общественные организации, причем близкие к нынешнему, пока еще, кабинету министров. Это первая проблема. Это одновременно и вопрос. Второй момент, очень важный, на сегодняшний день отвергаются социальные проекты. Они не рассматриваются по нескольким причинам. Первое – отсутствие специалистов, потому что министерство с кадрами NGO не решает вопросы, должны быть специалисты. И второе – отсутствие знаний. Я в вашей программе, которую вы зачитали, много слышал, она преимущественно социальная. Вот, скажите, пожалуйста, как будут с этим дела обстоять? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O să încep a răspunde la întrebarea a doua, pentru că vreau concretizare pentru prima. La început nu am auzit bine. În ceea ce privește caracterul, să zicem, social al acestui program, noi ne conducem de abordarea și ideea că nu putem schimba lucrurile spre bine în această țară până când nu asigurăm un nivel decent de viață pentru toți cetățenii, inclusiv pentru persoanele din categoriile vulnerabile cu venituri mici. De aceea vrem să promovăm aceste proiecte sociale. În cadrul discursului am specificat că există un număr de proiecte sociale inițiate pe platforma parlamentară, guvernamentală și prezidențială, care urmează urgent a fi examinate și aprobate ca să le includem în legile bugetare pentru anul viitor. Deci guvernul, având fiind conștient de necesitatea îmbunătățirii nivelului de viață a cetățenilor, va susține proiectele care
sunt oportune, sunt eficiente și, bineînțeles, pe care ne le permitem. Mulțumesc. Dacă e posibil, la prima întrebare, referitor la transparența deciziilor, dar, din păcate, am omis în ce domeniu. Domnul Adnan Stalcu, vă rog. Хотел вам сообщить, у нас на платформе комиссии в парламенте сейчас разрабатываются два совершенно новых закона. Это закон о статусе психолога, мы его дорабатываем с предыдущего парламента, потому что там были сложности. И это законопроект в области предупреждения, профилактики и борьбы с зависимостью. Это серьезные два документа. Мы как только их закончим, мы сразу же будем направлять к вам. Vă mulțumesc. Dacă prima întrebare viza transparența procesului, deci procesului de utilizare a banilor publici, inclusiv în domeniul social, bineînțeles, eu mi-asum responsabilitatea că orice bănuț din bugetul de stat va fi utilizat și cheltuit cu eficiență, bineînțeles, după ce Parlamentul Republicii Moldova aprobă bugetele respective și direcțiile de orientare acestor mijloace. Mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Adnan Stalcu. Aveți a doua întrebare? Nu aveți a doua întrebare. Următoarea întrebare vine din partea domnului Candu. Vă rog. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Andrean Candu, Partidul Democrat. Stimate domn prim-ministru desemnat, dumneavoastră ați menționat în luarea de cuvânt că situația în țară este foarte dificilă, luând în considerare eșecurile precedentei guvernări în a livra rezultate pentru țară, pentru cetățeni, pe diverse domenii, economie, social, justiție, inclusiv prin reformele eșuate, și în același timp concursurile compromise și multe altele. Dumneavoastră ați menționat câteva elemente importante pentru a revigura economia și domeniul social, inclusiv ați vorbit și despre relansarea sau inițierea a proiectelor sociale, inclusiv elaborate de precedenta guvernare, mă refer la guvernul Filip, unde și dumneavoastră ați fost ministrul finanțelor. Dacă aici vorbim de drumuri, dacă vorbim despre prima casă care a fost truncheată, dacă aici vorbim despre aceleași alocații pentru sărbători, pentru păturile social vulnerabile și altele. Însă, știți foarte bine că în aceste 5-6 luni de zile, foarte multe instituții au rămas fără oameni profesioniști. Abuziv au fost dați afară, doar pentru faptul că au muncit în alte guverne, iar la concursurile compromise din start, ca noțiune de concursul, deja nici nu mai vin oameni. Și știți foarte bine că cea mai importantă resursă pentru a implementa proiectele și viziunile bune e resursa umană. Care este viziunea dumneavoastră și care credeți că ar trebui să fie acțiunile întreprinse pentru a recupera din această resursă umană și profesională ca să se regăsească în instituțiile statului oameni care merită cu adevărat și nu care vin pe afiliere politică sau pe rudenie, cumătrism și alte afinități, dar nu pe meritocrație? Prima întrebare, vă mulțumesc. Da, vă rog răspunsul. Vă mulțumesc pentru întrebare. În cadrul discursului a remarcat faptul că politica guvernului precedent de epurarea a cadrelor profesioniste, pe vari motive, inexplicabile, cel puțin pentru mine, de fapt este și cauza principală a eșecului acestui executiv. A fost paralizată activitatea ministerelor, autorităților publice centrale și avem efectele pe care le avem. Bineînțeles, noi nu ne facem iluzii, pentru a putea acționa cu determinare și eficient, este necesar, în mod de urgență, să încadrăm persoanele profesioniste pe principii de meritocrație ca să reușim să relansăm funcționalitatea acestui sistem. Bineînțeles, evoluțiile nereușite în ceea ce privește angajarea prin concurs deloc nu înseamnă că acest exercițiu este, zicem, de neglijat. Concursurile sunt concursuri, ține de abordări, ține de capacitățile de a le organiza, de intențiile bune și tot așa mai departe. Dar vreau să vă spun că în echipa respectivă sunt persoane responsabile, foarte capabile, care vor fi în stare să-și selecteze la rândul lor echipa,
va rămâne la discreția dumnealor în ce mod vor proceda pe această dimensiune, dar sunt sigur că vor fi în stare să angajeze persoane profesioniste, demne aceste țări și care sunt gata în orice moment să soluționeze problemele. Contăm foarte mult pe mulți colegi profesioniști care au dat dovadă de randament, eficiență și care astăzi nu se regăsesc în administrația publică centrală sau locală. Cred că o să reușim. Da, mulțumesc. Domnul Candu, aveți precizare sau o doua întrebare? Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. A doua întrebare se referă la relațiile cu partenerii de dezvoltare și relațiile externe. Ați menționat puțin și în discursul pe care l-ați avut că veți păstra dimensiunea, bineînțeles, a integrării europene prin aplicarea și implementarea acordului de asociere și cel de liber schimb, prin respectarea parteneriaturilor strategice cu vecinii noștri, cu Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, dar mai puțin v-ați axat pe relația cu partenerii de dezvoltare, sau cel puțin, cer scuze dacă eu cumva n-am fost atent. Vă cunoaștem ca un bun luptător, în sensul bun al cuvântului, în negocieri și discuțiile tehnice, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială și cu băncile de investiții gen BERD-ul, BI-ul și restul. Suntem în program cu Fondul Monetar Internațional. Ați avut și unele obiecții cu privire la unele politici fiscale care cumva au venit în contradicție cu viziunea comună pe creșterea unei industrii. Aș vrea să vă referiți foarte scurt la viziunea dumneavoastră privind această relație. Pe de o parte, să mai faceți precizări dacă considerați că, într-adevăr, relațiile internaționale și pe ce eventual să se pună accentul. Deși viitorul ministru de externe îl cunoaștem foarte bine că, datorită experienței și de la Berlin, respectiv limba germană, Washington, limba engleză, relațiile bune, inclusiv China și altele, cu siguranță va reuși să păstreze și parteneriatele strategice. Să vă referiți puțin la acest domeniu, dar și la partenerii de dezvoltare când vorbim de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, în programul pe care îl propunem spre atenția dumneavoastră, am reflectat viziunea noastră în privința politicii externe. Reiterez, guvernul va promova o politică externă echilibrată, pentru că aceasta, în opinia noastră, este abordarea cea mai corectă. Vom respecta angajamentele internaționale pe care țara noastră le are cu atât pe dimensiune bilaterală, dar în primul rând cu Uniunea Europeană, cu Comunitatea Statelor Independente și tot așa mai departe. În program sunt specificate și mai multe țări și mai multe, zicem, geografie, parteneriatul nostru este mai extins în program decât am reușit eu să menționez în discurs. Vom colabora cu toate țările, pentru că aceasta este cheia succesului nostru. În ceea ce privește relațiile Republicii Moldova cu instituțiile financiare internaționale, cu partenerii de dezvoltare, tot timpul am afirmat că aceste cooperări, colaborarea cu aceste instituții, trebuie construită pe niște principii sănătoase, pragmatice și tot ce facem, întreprindem în contextul acestor acorduri, trebuie să fie în interesul Republicii Moldova, interesul economiei și cetățenilor. Da, uneori este necesar de aplicat măsuri profilactice, măsuri așa mai nepopulare, dar pe parcursul acestui an, în opinia mea, n-a fost necesar să mergem cu măsuri care ar afecta mediul de afaceri, ar spori povara fiscală, etc., etc. Odată fiind încheiate aceste acorduri, semnate de către guvern, noi ca parteneri de încredere trebuie să le respectăm, dar la prima posibilitate să renegociem, să reieșim încă o dată din abordarea că tot ce facem, facem în interesul țării și economiei. Eu sunt optimist în această privință. Eu am purtat perioada respectivă discuții cu exponenții, cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, cu Banca Mondială,
Este evident, aceste instituții vor colabora cu guverne eficiente și pragmatice. De aceea, noi trebuie să fim realiști, să nu trișăm și să acționăm în interesul țării. Sunt convins de rezultate în colaborarea cu aceste instituții. Mulțumesc. Domnul Cantu, mai aveți o precizare? Da, vă rog. Doar o ultimă mică precizare. Vă cunosc viziunea dumneavoastră, sau cel puțin pe cea care ați avut-o legată de ieșirea Moldovei pe piețele internaționale de capital prin emiterea inclusiv a bondurilor suverane. Considerați că ar fi cazul Republica Moldova să revină la această idee? Eu menționam că unul din pilonii dezvoltării Republicii Moldova sunt investițiile semnificative în infrastructură. Deci, dacă avem acest obiectiv, noi putem utiliza diferite instrumente de identificare a mijloacelor de finanțare. Da, în primul rând ne orientăm, bineînțeles, la partenerii noștri de dezvoltare, la instituțiile financiare internaționale. Avem în vizor posibile relații pe dimensiunea bilaterală în acest context, relații financiare, unele deja testate cu succes. Dar noi, ca stat, trebuie să fim proactivi și în ceea ce privește pătrunderea pe piețele financiare internaționale. Evaluând posibilitățile, conjunctura și, din nou, interesul țării, toate instrumentele posibile trebuie să fie utilizate, dar orice împrumut, orice dolar sau euro împrumutat, trebuie să aibă destinație clară, investiții și nici cum nu consum curent sau acoperirea ineficienței în actul de guvernare. Mulțumim. Mulțumim. Următoarea întrebare vine din partea domnului Plângă Udinu. Mulțumesc. După elogii trecem și la niște întrebări mai complicate pentru dumneavoastră. Domnule Chicu, v-am ascultat cu mare atenție, am încercat să citesc programul dumneavoastră, aduceți astăzi elogii Uniunii Europene, spuneți că vreți să îmbunătățiți relația cu Uniunea Europeană și ați început îmbunătățirea acestei relații chiar de ieri, când, practic, ați acuzat Uniunea Europeană că a furat miliardul. Și aici este clar că deja toată munca Comisiei Slusări, în care au participat și unii deputați socialiști, probabil va fi aruncat la gunoi. Și aici întrebare, domnul Chicu. De ce credeți că Uniunea Europeană a furat miliardul, nu și unii deputați, care astăzi foarte frumușel o să ridice mâna pentru dumneavoastră? Și a doua întrebare, Sam. Vă mulțumesc pentru întrebare. Eu nu sunt așa maestru în a interpreta unele declarații cum ați făcut-o dumneavoastră. Dacă o să citiți mesajul sau postarea mea, nu de ieri, dar probabil că este veche de vreo două luni, o să recunoașteți că totalmente cum ați interpretat-o dumneavoastră nu corespunde realității. Nu, Uniunea Europeană este implicată în problemele și durerile de cap care le-am parcurs noi în ultima perioadă, în ultimii 10 ani. Nu demnitare de acolo, dar atitudinea neonestă, trișerele guvernelor de atunci în relațiile cu partenerii noștri de dezvoltare. Am știut a scri rapoarte triumfaliste despre istorie de succes, despre șansele enorme care guvernele respective au oferit țării, dar în realitate era o distorsionare situației, o minciună adevărată și în momentul când aceste rapoarte nimereau la Uniunea Europeană, ele trebuiau să fie analizate cu toată atenția și noi nu aveam să nimerim în situația respectivă. Reiterez, Uniunea Europeană este partenerul nostru de dezvoltare, atât economic cât și politică, și noi vom intensifica relațiile cu această comunitate. Vă rog. Domnul Plângău, aveți două întrebări? Și precizare și întrebare. Da, vă rog. Domnule Chicu, îmi pare rău că acuzați așa de mult guvernele în care ați fost dumneavoastră ministru, dar totuși, dacă vorbim vorba poetului despre așa numitele love story, că dumneavoastră ați fost ministru în mai multe guverne, în mai multe partide, mereu ați găsit conjunctura potrivită să vă găsiți locul.
Totuși, dacă vorbim despre love story, cui dragoste o suportați mai mult? Domnului Dodon sau domnului Plahotniuc? Vă mulțumesc pentru întrebare. Este din același context ca și prima. Eu nu utilizez termen de istorie de dragoste sau față de persoane. Nu am fost ministru decât într-un guvern. Am fost în structurile publice, în administrația publică. Am avut onoarea să fiu pentru mai multe guverne. Am început în 2005 și am continuat până în 2009 în guvernele de atunci. Am lucrat împreună inclusiv cu doamna președinte a Parlamentului, doamna Găceanu. Din 2009 până în 2018 eu nu am fost în sectorul public, exact în perioada când cineva din predecesori scria istorie de succes. Puteți să-mi atribuiți și mie aceasta, dar aflându-mă în structurile de stat, tot timpul am pus ca prioritate să servesc conform jurământului țara și poporul. Sper că am generat randamentul respectiv și faptul că la o etapă oarecare am fost invitat din nou în structuri, eu cred că vorbește despre o apreciere oarecare, cel puțin a atitudinii, dacă nu a eficacității activității mele. Vă mulțumesc. Mulțumim. Aveți o precizare? Da, vă rog. În primul rând îmi pare foarte rău că ne îngrădiți timpul, cu siguranță aici în sală sunt foarte mulți oameni care doresc să pună întrebări și ne îngrădiți acest timp să le punem. Și chestia de timp probabil se referă la că este foarte puțin timp până și o scadă guvernul ăsta și foarte jenant. Mersi mult. Da, următoarea întrebare vine din partea domnului Olenic Alexandru. Mulțumesc, doamnă președinte. Alexandru Olenic, domnul Chicu, întrebarea așa mai independentă. Eu, cu referință la programele de guvernare în sectorul agrar, dau citire, modificarea cotelor și mecanismul de aplicare TVA pentru producția agricolă cu scopul stimulării dezvoltării sectorului zootehnic și mai departe. Eu vreau să vă întreb, ca să confirmați că totuși rămâne taxa valoare adăugată în agricultură precedentă de 8%. Și a doua întrebare, tot aici, la politica și povara fiscală, multe discuții în jurul modificărilor politicii fiscale în domeniul Horeca. Care sunt perspectivele și știu că și dumneavoastră ați avut niște viziuni concrete, s-ar putea de revenit la varianta atât de necesară și până la urmă s-a dovedit că este o variantă foarte stimulatoare pentru domeniul dat. Prima întrebare. Da, mulțumesc, vă rog răspunsul. Vă mulțumesc. Două elemente ale acestei întrebări în ceea ce privește viziunea noastră referitor la dezvoltarea sectorului agricol, în care noi vedem și sectorul zootehnic, industria alimentară și tot așa mai departe. Este necesar să avem o abordare responsabilă în ceea ce privește promovarea politicilor pentru dezvoltarea sectoarelor care generează valoare adăugată sporită. Noi trebuie să asigurăm un lanț eficient între producătorul primar, prelucrător, export și tot așa mai departe. Politica fiscală promovată de guvernul respectiv va avea ca scop primordial dezvoltarea economică. Bineînțeles, ne interesează veniturile la buget, dar noi suntem conștienți că fără o politică economică de dezvoltare nu vom putea avansa. De aceea, consultările, acțiunile noastre în ceea ce privește politica fiscală pe orice sector, inclusiv sectorul agrar, ne vor permite să identificăm cel mai bun mecanism, cea mai bună politică pentru dezvoltarea multidimensională a acestui sector. Încă o dată vorbesc, eu cred că succesul sau cheia succesului este în asigurarea unui lanț eficient în acest proces. Noi nu vom veni imediat cu modificări în materie de politică fiscală, cu majorări de cote, etc., etc., pentru că considerăm aceasta destructiv, dar orice politică fiscală, orice acțiune o vom consulta mai întâi cu business-ul, pe urmă, bineînțeles, și cu legislativul. În ceea ce privește Horeca, eu m-am expus
cu diferite ocazii împotriva acestei acțiuni. În opinia mea este nefondată, neîntemeiată. A fost un eșec faptul că această condiționalitate a nimerit în setul de acțiuni, condiții, în cadrul discuțiilor cu Fondul Monetar Internațional. Am avut discuții câteva săptămâni în urmă cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional cum să soluționăm această problemă, pentru că argumente de ce era necesar așa și nu am primit. Noi o să avem o abordare, eu cred, inteligentă referitor la acest subiect. Programul actual cu Fondul Monetar Internațional expiră la 31 martie 2020. Noi deja suntem în discuții și o să intensificăm discuțiile cu această instituție pentru a avea un nou program și toate elementele care, în opinia noastră, nu contribuie la dezvoltarea țării, vor fi fie eliminate, fie neacceptate de noi. Noi suntem negociatori, cred, duri, onești, dar odată ce am bătut palma, cum se zice, noi să ne respectăm angajamentele, nu avem încotro, avem un memorandum semnat de guvern, o să-l respectăm. Eu cred că este noroc că acest program expiră în primul trimestru anul viitor și avem mâinile dezlegate pentru a veni cu măsuri într-adevăr eficiente pentru dezvoltarea țării. În linie mare, aceasta este răspuns. Mulțumesc. Da, mulțumesc că aveți... Sunt obligat să-l întreb pe domnul Olenic dacă are a doua întrebare. Domnul Olenic, aveți a doua întrebare? Domnul Olenic, vă rog. Am anunțat. Mulțumesc. Domnul Chicu, eu consider că pentru țara noastră educație trebuie să fie domeniul prioritar al economiei naționale. De ce? Fără educație nu există nici o economie dezvoltată și nici o țară dezvoltată. În ultimii 5 ani de zile, numărul de studenți în învățământ superior este într-o scădere permanentă. Potrivit Departamentul de Statistică, dacă noi am avut în 2005 încadrați aproape 123.000 de studenți în instituțiile superioare, acum avem 60, adică de 100 de procente, nicătând la ceea că după, din ultimele sondaje, circa 29% a tinerilor nu urmează nicio formă de instruire sau pregătire profesională. Moldova este, a depășit toate țările comparate în domeniul dat. Ca informații, media comunității europene, 15%. Astăzi, circa 50% din companiile din țară se confruntă cu probleme sistematice în identificarea angajaților. Este o problemă extraordinar de importantă, de aceea chiar nu am dovedit în 10 minute să fac cunoștință cu programul prezentat, dar așa, cât m-am uitat, n-am văzut. Vreau să vă expuneți problema dată, fiindcă este o problemă extraordinară. Mulțumesc. Da, mă rog, răspunsul. Vă mulțumesc. Domnul candidat, vă rog să răspundeți, deputații mei au obiceiul să mai discute între ei. Vă mulțumesc. În programul prezentat atenției dumneavoastră avem un compartiment dedicat învățământul în general și inclusiv cel universitar. Într-adevăr, tendința este foarte alarmantă, numărul studenților pentru acest nivel de instruire scade dramatic. Dar și acest fenomen necesită o abordare complexă și nu se explică exclusiv prin faptul că tinerii nu vor să învețe sau au alte interese și tot așa mai departe. Noi ne confruntăm deja cu problema demografică enormă, exodul populației. Admit că și calitatea studiilor pe unele verigi ale procesului educațional nu tot timpul corespunde fie cerințelor economiei, fie aspirațiilor tinerilor și tot așa mai departe. Deci este o problemă complexă care trebuie abordată sub mai multe aspecte, dar într-adevăr educația este prioritate, noi nu avem nicio șansă dacă nu iluminăm țara, nu modernizăm acest sistem și sper că în perioada respectivă vom reuși să
schimbăm lucrurile spre bine în această direcție. Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Carpilian. Astea sunt ultimele întrebări care urmează să fie acordate. Ultimele două întrebări, timpul deja expiră. Timpul deja a expirat. Noi am aprobat regulamentul. Domnul Carp, vă rog. Bun, prima întrebare. Domnul Chicu, dumneavoastră ați spus că veți întreprinde toate acțiunile în ceea ce privește demonopolizarea economiei. Dumneavoastră ați făcut parte într-un guvern care, de fapt, a introdus monopolul la mai multe ramuri economice, precum a fost exportul de cereale, exportul de miez de nucă, dar și multe metal feros, și multe, multe altele. Deci dumneavoastră veniți acum cu soluții care Chipru revine să demonopolizeze economia. Spuneți-mi, vă rog, ce veți face diferit de ce ați făcut atunci ca să demonopolizați propriu-zis aceste ramuri economice? Vă mulțumesc. Da, vă rog, răspuns. Întrebare foarte bună. Dacă iarăși răsfăim un pic istoria de succes, 2010-2014 în special, o să regăsiți acolo toate momentele la care faceți referință. Anume, în acea perioadă au fost instituite monopoluri, etc., etc. Eu am revenit în sectorul public, secretar general la Ministerul Finanțelor în 2018, iar ministru am fost din decembrie 2018 până în iunie 2019. Eu sunt absolut convins că putem dezvolta economia numai dacă asigurăm o concurență loială, eliminăm monopolurile și tot așa mai departe. Aici o să aduc o remarcă, salut intențiile și chiar unele acțiuni ale guvernului precedent, care a venit cu propunere în acest sens, vă asigur că noi doar vom intensifica aceste activități și vom asigura o concurență loială, o competiție serioasă, competiție onestă în economie. În mod special, ne vom axa pe sectorul întreprinderilor sau agențiilor economice cu capital de stat, sunt rezerve de sporire a eficienței în acel domeniu și eu cred că în cazul când reușim, dar am spus că sunt convins de aceasta, să eliminăm aceste probleme, noi vom obține avantaje esențiale și suport suplimentar la bugetul de stat. Da, mulțumesc. Domnul Carp, i-am promis două întrebări și am finalizat. Domnul Carp, vă rog. Dare, două întrebări. Domnul, deci, până la urmă s-a intensificat acest monopol. Da, el a început 2010-2014. Prietenii știu de ce și cum. Da? Și noi știm foarte bine că ar fi continuat acest lucru dacă în luna aprilie s-a luat decizia și nu ați fi stat în rând încă 5 luni de zile să așteptați să deveniți această funcție. Dar asta o lăsăm deoparte și totuși așteptam acțiuni concrete, ce anume se va face pentru a demonopoliza deci economia. Pentru că marea pacoste care avem există și în lege care aduce și favorizează, precum este la metal feros sau un agent economic, dar și multe alte lucruri. A doua întrebare, domnul Chigu, și asta pe, deja pe cei care cred că suntem un neam unic și așa mai departe și vorbim o singură limbă, suntem români și punctul, cum spunea Eminescu, chiar dacă cineva de la socialiști care a fost cu mine la o emisiune a spus că Eminescu a spus suntem moldoveni și punctul. Dar este o întrebare. Noi știm că retorica președintelui Dodon este una antiromânească, românofobă, care în linii generale asta și a dus creșterea sa politică. Vedem că se fac foarte multe declarații în ceea ce privește și închiderea muzeului, da, persoanelor care au avut de suferit în urma regimului, deci comunist și așa mai departe. Noi nu putem nega istoria. Asta este cel mai important lucru. Și am așa o întrebare. Veți admite sau nu veți admite să închid acest muzeu? Și în condițiile când o bună parte, eu am verificat, chiar dacă o să încearcă să se ascundă unii din ei, am verificat o cetățenie română. Deci, și eu sigur știu că aveți și dumneavoastră această cetățenie română și uneori chiar mă întreb cum de-a făcut Dodon de înaintat un cetățean român la funcție de prim-ministru. Da? Da. Care... Deci, întrebarea este, veți admite acțiunile românofobe a președintelui Dodon
și în activitatea, deci guvernului pe care îl prezent, pe care o să reprezentați. Vă mulțumesc. Vă mărturisesc că așteptam această întrebare și chiar speram ca să o vociferați. Deși nu m-am pregătit să vă răspund, în primul rând, eu am altă opinie care diferă de dumneavoastră în privința atitudinii președintelui țării vis-a-vis de această tematică. Îl etichetați ca românofob și tot așa mai departe, ceea ce nu este corect, nu corespunde realității. Dumnealui se conduce de principii pragmatice în politică externă, vrea să aibă relații de succes, în primul rând cu vecinii, și eu cred că etichetările dumneavoastră nu corespund realității. Guvernul pe care îl vedeți, care sper să fie investit astăzi, este un guvern tehnocrat, apolitic, ne vom concentra și focusa toată atenția și efortul pe soluționarea problemelor, nu ne vom lăsa atrași în istorii, procese, interpretări care dezbină societatea, noi și așa suntem dezbinați. De aceea, nicio acțiune din care dumneavoastră ați menționat-o nu va fi pe agenda acestui guvern, noi trebuie să muncim, după cum deja era renumită această frază, 24 din 24, să reușim să soluționăm problemele care le-am inclus în program. Sunt absolut convins că pentru altceva timp nu este, nu este dorință și consider destructive asemenea inițiative. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Da, vă rog o precizare aveți. Dumneavoastră, nu urmăriți declarațiile lui Dodon sau, nu, sau vreți să faceți că nu le-ați observat, începând la română, strahă, păteriale și așa mai departe. Deci eu am o rugăminte doar față de dumneavoastră, știu că Flăcăi din față o să vă voteze. Eu cunosc câțiva din cei care sunt în garnitura dumneavoastră de ministri care o să fie votați și așa mai departe. Să nu admiteți, vă rog, la educație, intervenții în ceea ce privește curicula școlară, că știu că domnul își dorește foarte mult să intervină în această curiculă, în curicula școlară și să lăsați, vă rog, istoria în pace. Este cel mai important lucru. Da? Și cu adevărat să lăsați ceea ce este memoria și suferința pe care a trecut acest popor, măcar în muzee, dacă altfel nu va fi posibil. Mersi mult. Vă mulțumesc. A fost o sugestie, nu știu dacă se așteaptă un răspuns. Stimați colegi, runda de întrebări-răspunsuri am depășit-o deja. Domnule Chicu, vă rog să luați loc, îl invit la tribuna centrală pe cineva, domnul Bolea, din partea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Da, domnul Bolea, vă rog. Citire raportului Comisiei Juridice asupra programului de activitate și întregii liste a Guvernului. Comisia Juridică Numiri și Imunități, în temeiul articolului 92 alinea 2 din regulamentul Parlamentului, a examinat programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova și întreaga listă a membrilor Guvernului, comunicând următoarele. Proiectul supus examinării a fost prezentat Parlamentului cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de articolul 98 alineatul 2 din Constituție, articolul 8 alineatul 2 din legea privind la guvern, numărul 136 din 2017 și articolului 146 alineatul 2 din regulamentul Parlamentului adoptat în 1996. Examinând programul de activitate a Guvernului, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a constatat că acesta conține următoarele direcții prioritare de activitate. Primul, edificarea statului de drept, reforma justiției și combaterea corupției, ordinea publică și securitatea cetățenilor, politică externă, dezvoltarea economică, finanțele publice, protecția socială și ocrotirea sănătății, educație, cercetare, cultură, tineret și sport, sectorul agrar și industria alimentară, securitatea și apărarea și, ultimul capitol, reintegrarea țării.
Examinând componența întregii liste a Guvernului, Comisia Juridică Numiri și Imunități a constatat că persoanele incluse în lista candidaților la funcția de membri a Guvernului corespund cerințelor legale privind numirea lor. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Juridică Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor, a decis să propună examinarea și adoptarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea programului de activitate a Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului. Doamna președinte a Parlamentului, stimați colegi, dacă îmi permiteți să dau citire proiectului de hotărâre numărul 264 din 14 noiembrie 2019, hotărâre pentru aprobarea programului de activitate a Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului. În temeiul articolului 98, alineatul 2 și 3 din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se acordă vot de încredere asupra programului de activitate a Guvernului și a întregii liste a Guvernului în următoarea componență. Chicu Ion, prim-ministru. Pușcuță Sergiu, vicepreministru, ministru al finanțelor. Flenche Alexandru, vicepreministru pentru reintegrare. Usatăi Anatol, ministru al economiei și infrastructurii. Voicu Pavel, ministru al afacerilor interne. Nagacevski Fadei, ministru al justiției. Ciocoi Aureliu, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Gaiciuc Victor, ministru al apărării. Popovici Corneliu, ministrul educației, culturii și cercetării. Dumbrăveanu Viorica, ministrul sănătății, muncii și protecției sociale. Pierjă Ion, ministrul al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. Și articol 2, prezenta hotărârii în vigoare la data adoptării. Raport încheiat. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte, vă rog să luați loc. Stimați colegi, secretariatul mi-a prezentat lista din partea fracțiunilor, cine va lua cuvânt. Primul cuvânt îi se oferă domnul Denis Ulanov, fracțiunea Partidului Ușor. Господин кандидат премьер-министр, вы пришли в очень сложное время для страны. Ваши задачи, безусловно, ответственны. Даже сложно оценить ту ситуацию, в которой находится страна, политически, экономически. И то потерянное время, которое было в результате абсолютно политизированного правительства, которое было до недавнего времени. Успехи правительства, безусловно, это успехи страны. И задача каждой фракции подойти ответственно к этому и думать прежде всего о своих избирателях. Может быть, наступило время, когда надо чуть-чуть переставить акцент и перестать думать о политических аспектах в первую очередь. Хотел бы отметить, что мы никогда не были оппозицией, которая все отрицает, и заявили об этом с самого начала работы парламента. К сожалению, мы не увидели сотрудничества, желания сотрудничества с оппозицией, что принесло бы только благо для страны. У нас много проектов социального характера, которую мы представим, и хотели бы рассчитывать на вашу поддержку, готовность конструктивной работы с конструктивной позицией. И не блокировать наше предложение, как это было до настоящего времени, только потому, что это предложила фракция ШОР. И это тоже должно существенно отличать технократическое правительство от политически ангажированного. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в тех случаях, когда политика не будет влиять на ваши решения, и проекты будут важны для страны и для каждого отдельного человека в частности. Мы воздержимся от голосования, потому что считаем досрочные выборы самым правильным решением для страны, чтобы предоставить избирателю право ответить на вопросы, что и как было за последние 6 месяцев, и дать политическим силам перезагрузку политической системы и дать возможность парламенту сделать новую конфигурацию. По нашему мнению, именно это даст возможность создать стабильное политическое большинство. А это основа для стабильной работы правительства. Хотелось бы верить, что ваше правительство войдет в историю страны как позитивная страница, и это будет первый успешный опыт миноритарного правительства в Республике Молдова.
Мы очень рассчитываем на то, что политическое влияние будет на вас допустимо только в той степени, в которой вы не потеряете статус миноритарного технократического правительства. Воздерживаясь от голосования, фракция партии ШОР желает вам успеха. Спасибо. Mulțumim. Următoarea luare de cuvânt, domnul Alexandru Slusari. Platforma DA. Onorat plen, eu clar lucru că în situația în care noi am avut posibilitatea 15 minute să analizăm programul, nu voi vorbi mult despre ea. Repede am analizat și am văzut că niciun cuvânt despre descentralizarea, n-am găsit nimic despre diversificarea surselor energetice pentru Republica Moldova, despre gazoductul Iași-Chișinău, n-am găsit. Poate n-am avut timp suficient, poate trebuia undeva o coadă să caut. Despre TVA și dumneavoastră, domnul Chico, începeți activitatea dumneavoastră cu trișarea, deoarece când ați vorbit că noi nu știu ce n-ați facem, că poate o să facem, în măsuri, obiective imediate, rușinos, ați ascult sub schimbarea mecanismului, ideea năstrușnică a lui Igor Dodon, care el de mult iese, majorarea TVA cu parțială, compensarea, ceea ce provoacă doar corupția. Și noi am văzut acest mecanism în 2008-2009 și a fost absolut neeficient și problematic pentru agricultori. Sunt și multe alte lucruri. Dar, repet încă o dată, mesajul meu este unul politic adresat către cetățeni și parțial Partidului Socialiștilor. Colegi socialiști, văd că de rușine o parte din dumneavoastră chiar ați părăsit sala. Eu am o întrebare simplă. Pe 8 iunie 2019, sala asta, semea întunerică. Unde a fost Ion Chicu în acea zi? Nu vorbesc despre integritatea și gradul de rudenie cu Igor Dodon a unor propuși miniștri. Dar întrebarea aceeași, unde ei au fost în acea zi? Unde ei au fost și mai ales domnul Ion Chicu în perioada din 9-15 iunie, care noi toți am calificat o perioadă de uzurpare a puterei în stat. Eu vă spun unde, la Ministerul Finanțelor, unui guvern despre care noi am vorbit că este uzurpator. Păcat că nu este, îi doresc multă sănătate lui Vlad Bătrâncea, care la ieșirea după 8 iunie au avut grijă ca unii deputați socialiști nu doarmă acasă, să nu fie arestați. El a avut grijă de voi, iarăși cred că domnul Chicu a dormit liniștit în noaptea aceea. Păcat, iarăși, că nu-i domnul Bătrâncea și nu-i domnul Ivan Ciban, care 4 luni, neobosit, pe dreptate alături de noi, au vorbit despre gaură financiară care a fost lăsată în guvernul Filip, pe peste 4 miliarde de lei. Acum voi o să ridicați mâna pentru cel care a admis această gaură financiară. Felicitări! 2. Graba nemaipomenită, graba mai mare decât a fost cu investirea guvernului Filip, care se întâmplă azi. Și multă presă mă întreabă de ce se întâmplă lucrul ăsta. Probabil că adică graba, fără că măcar doamna prim-ministru oficial să-și depună mandatul, așa conform legislației, fără că componența guvernului să fie formal coordonată cu sindicatele și patronatele. Nu se întâmplă acest lucru. De ce? Poate se tem de proteste, poate se tem că se vor răzgândi socialiștii, poate există frică că Plohotniuc o să ceară mai mult. Dracu știe de ce. Vorbesc de dracu, deoarece Dumnezeu nu are nimic cu această combinație mărșavă. A doua întrebare cu care a venit azi presa. A cui este acest guvern? Eu, într-adevăr, stimați cetățeni, este un guvern minoritar. Eu aparțin la câțiva oameni.
El nu este a guvernul a Partidului Socialiștilor și nici nu-și măcar a Partidului Democraților. El este guvernul lui Dodon, negociat în condițiile obscure cu Vlad Plahotniuc și condițiile acestui negocieri noi în scurt timp vom afla. Urmăriți acțiunile procuratorii. Dodon zice peste tot că fără dânsul Partidul Socialiștilor n-ar fi existat. Același lucru eu ne-a spus și ieri în cadrul consultărilor, așa zisilor consultări. Partidul Socialiștilor este o jucărică, cu părere de rău, pentru Igor Dodon. Frustrările și orgoliul lui sunt comparate deja nu măcar cu al lui Plahotniuc, dar lui Victor Ianucovici. Și toate aceste lucruri se vor termina trist pentru dânsul, pentru Partidul Socialiștilor, dar cel mai grav că pentru țara. Și eu nu cred că Rostov este un oraș mai confortabil decât Miami. Eu știu, cunosc eforturile care au fost întreprinse de șeful statului, de un viol în adresa fracțiunii Partidului Socialiștilor. Eu înțeleg că mulți din socialiști cu ochii aplicați, cu rușine, vor vota azi acest guvern, așa mâna să fie ridicată abia-abia, dar oricum domnul Odnăstalca o să aibă grijă să le numere mâinile. Noi știm tot ce se urmărește, cunoaștem. Desigur că fracțiunea Platforma DA, probabil și blocul acum, niciodată nu va susține acest guvern plahocrat de origine dodonistă. Noi ne adresăm către tot cetățeni să nu cadă în deznădejde, lupta nu este finalizată și cu capul sus noi vom aplica toate metodele posibile și imposibile pentru a nu transforma Moldova în moșie cuiva și pentru a schimba situația în foarte scurt timp. Sunt de acord cu colegul meu Dinu Plângău. Acest guvern nu vine pe mai mult timp și n-a să treacă niciun an și țara, Republica Moldova, o să fie liberă. Noi ne-am izbăit. Stimate coleg, discursul dumneavoastră a fost axat doar pe președintele Dodon și pe Partidul Socialiștilor. Eu cu toată fermitatea vreau să afirm, socialiștii, în deplină componență, cu o deosebită mândrie, vor vota pentru acest guvern tehnocrat și vor pune umărul ca să susțină acest guvern, să reziste următorii ani până la următoarele alegeri parlamentare. Mulțumesc! Următoarea luare de cuvânt, domnul Pavel Filip. Stimați colegi, Partidul Democrat desigur că s-a pomenit în situația de a alege între două rele. Sau alegeri anticipate și aruncăm țara în haos, sau un guvern minoritar. În ultimele zile am avut zeci de discuții cu membrii noștri de partid, cu susținătorii noștri și voi puncta câteva chestiuni. Țara are nevoie de guvernare. Anul 2019 este un an pierdut pentru Republica Moldova. Prima jumătate de an ne-am mișcat încet pentru că nu a existat un nou guvern imediat după alegerile parlamentare. O altă jumătate de an a fost haos pentru că a fost guvernul care a fost. Și eu continuu să cred că fostul executiv va intra în istoria Republicii Moldova drept unul dintre cele mai slabe guverne de la independență încoace.
decizia fostului guvern de a pleca în demisie atunci când țara are nevoie cel mai mult de guvernare, este un act total irresponsabil a unor politicieni cărora le pasă de oameni mai puțin decât de propria campanie electorală pentru prezidențiale. Au majorat taxe și impozite, au generat scumpiri de energie electrică și alte servicii și au decis să plece. Considerăm irresponsabil și neserioși politicienii care cred că guvernarea e o joacă și că poți face pauze după bunul tău plac. Nu mai avem timp de pierdut ca să organizăm o nouă rundă de alegeri, deși poate că și era o soluție pentru resetarea clasei politice. Blocul acum a refuzat categoric orice dialog cu Partidul Democrat. Nu exclud că poate un guvern format de două partide pro-europene ar fi fost desigur preferabil pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, este o vorbă la noi. Dragoste cu desila nu poate fi. În ultima perioadă am transmis nenumărate invitații la dialog către blocul acum. Întrebări și invitații au fost formulate chiar direct în plenul Parlamentului. Cu regret, orgoliul și rânza moldoveanului nu au permis colegilor din acum să lase deoparte emoțiile și să înceapă cel puțin o discuție. Dacă și-ar fi dorit cu adevărat să rămână să guverneze, ar fi spus măcar acest lucru. Știu că Partidul Democrat va fi din nou acuzat de toate relele, dar de această dată nu noi, ci blocul acum nu a putut lăsa deoparte propriile interese pentru prezidențiale ca să discute cu Partidul Democrat. Acest piedestal de orgoliu de pe care nu vor să coboare s-ar putea transforma în curând în piatră de funerare, în piatră funerară. Majoritatea membrilor acestui guvern sunt foști colegi și ar fi ciudat să spunem că nu sunt profesioniști. Cu majoritatea absolută am lucrat într-o echipă. Pe alții i-am cunoscut în alte circunstanțe și cred că și-ar putea face meseria onorabil. Dacă am fi fost la guvernare, probabil la unele ministere am fi propus aceleași persoane. Și acest lucru din simplu motiv că trebuie să conștientizăm odată și odată noi toți, cetățenii acestei țări, că etichetările, ură, judecata superficială și nefondată, împărțirea pe tabere adverse care au prins rădăcini adânc în societatea noastră, îngrădesc accesul la funcțiile cheie din stat a unor profesioniști, care au nu doar experiență, ci și un palmares de rezultate frumoase în spate. Și atunci când locul lor e ocupat de oameni întâmplători, lipsiți de cunoștințe necesare și capacitate managerială, nu ne putem aștepta la schimbări calitative în viața noastră și în viața întregii societăți. Am avut o discuție cu premierul desemnat și am primit asigurări că noul guvern va rămâne ancorat în parcursul european al țării și va continua să implementeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De asemenea, subliniem în continuare atașamentul față de dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului nostru strategic cu România, țara vecină și prietenă care ne-a oferit un suport deosebit în realizarea mai multor proiecte de importanță primordială pentru cetățenii Republicii Moldova în economie, dezvoltare regională, educație, cultură, etc. Tot aici vom urmări atent respectarea prevederilor înțelegerilor cu alt vecin strategic pentru Moldova, Ucraina, relațiile de prietenie, colaborare și bună înțelegere fiind vital importante pentru Republica Moldova. Mă bucur să anunț că în cadrul discuțiilor la fracțiune am primit asigurări că proiectele sociale lansate de Partidul Democrat și anulate pe nedrept de fostul guvern vor fi reluate. Astfel și anul acesta, ca și anul trecut, pensionarii vor primi cel puțin câte 600 de lei de Crăciun, mămicile vor primi cutii pentru nou născuți, drumurile din țară vor fi reparate exact așa cum a fost planificat. Proiectul Prima Casă, de care în ultimul an ne-am ocupat chiar împreună cu domnul Chicu, va reveni la capacitate maximă.
Vom analiza posibilitatea reluării programului Un Doctor pentru Tine și vom lansa Arena Chișinău, apropo. Am insistat și pe monitorizarea cu atenția lucrărilor la gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Totodată am discutat și despre mediul de afaceri, care a avut de suferit în urma inițiativelor fostului executiv. Partidul Democrat va insista pe revenirea la cota redusă de 10% TVA pentru Horeca și altele. Dat fiind faptul că aceste prevederi se conțin în acordul cu Fondul Monetar Internațional, am convenit să analizăm modalitățile legale prin care am putea reveni la facilitățile pe care le-am acordat în perioada guvernării Partidului Democrat. Am discutat de asemenea și despre alte proiecte pe care le-am lansat anterior, legate de managementul deșeurilor solide. 10 secunde, vă rog să încheiați. Sau accesul la apă și canalizare și am apreciat deschiderea de a continua aceste inițiative și de a veni cu altele noi. La final, aș vrea să precizez următoarele. Votul nostru de astăzi nu este un cec în alb pe care îl acordăm acestui guvern. După ce blocul acum a capitulat atât de rapid, Partidul Democrat este singura forță politică care are capacitatea să contrabalanceze această situație. Vom critica atunci când acest guvern va greși și vom vota proiectele care vor aduce fapte, nu vorbe, pentru oameni. În 2016, Partidul Democrat a evitat o criză asumându-și guvernarea. A fost o decizie riscantă, dar absolut necesară și s-a dovedit că în 3 ani de zile lucrurile s-au mișcat înainte. Și decizia de astăzi este una riscantă, dar tot atât de necesară. Vom vota astăzi acest guvern și timpul va arăta dacă am făcut alegerea corectă. Vă mulțumesc! Mulțumim! Stimați colegi, următoarea luare de cuvânt, domnul Igor Grosu. Stimată doamnă președintă, stimați colegi, toți cei care ne privesc și ne ascultă, din partea noastră câteva mesaje. Cred că de mult n-am asistat la o investire atât de palidă, pe locuri leșenată și lipsită de suflet, ca zic așa, într-o investire a unui guvern. Probabil așteptarea domnului Chicu încă din august să preia funcția asta a fost foarte la consumat. De aceea, noi trebuie să constatăm un lucru. Toată încercarea de a ambala acest guvern într-o haină tehnocrată nu ține. Deci noi avem un guvern, și vă rog să reținem, avem guvernul PD-PSRM. Nici măcar nu PSRM, PD. Dai PD-PSRM, stimate domnule Chicu. Un alt regret, și cred că, dar sunt sigur că asta o să fie pentru un timp foarte scurt, este că, din păcate, 3 instituții în stat vor ajunge să fie subordonate unui singur om. Igor Dodon, președinția țării, președinția Parlamentului și, probabil, în câteva minute, nu probabil, la sigur, și funcția de premier, de prim-ministru, guvern. Dar, cum spuneam, lucrul ăsta, eu sunt sigur că nu va dura foarte mult. Și noi vom avea grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Încă un mesaj către acest guvern și către toată lumea, acesta va fi un guvern a reînvierii schemelor. Pentru că un motiv pentru care guvernul Sandu a picat a fost oprirea tuturor schemelor. Metal Ferros, Cale Ferată, Aeroport, Air Moldova și nu o să vă gările auto, tutun CTC, nu o să vă plictisesc, le știți pe toate. Da, cu dedicații miezul de nucă pentru cineva aici din sectorul central și așa mai departe. Vom avea un guvern care va fi un guvern izolat, pentru că
Explicați-mi, vă rog, cum acest guvern românofob, da, va putea construi o relație cu vecinii noștri din România. Cum acest guvern va putea construi o relație cu Ucraina. Cum acest guvern, condus de, îmi pare rău să spun, dar pasărea pe limba ei piere, de domnul Chicu, care este eurofob, va putea construi o relație cu Uniunea Europeană, care a ajuns să o învinuiască și de furtul miliardului. Misiune imposibilă. Și nu credeți că cei din Uniunea Europeană sau din cancelarii europene nu înțeleg acest lucru. Apreciez sinceritatea domnului Chicu, care spune că este angajat până la alegerile prezidențiale. Deci va fi guvernul care va mătura, va aranja calea spre ceea ce spuneam noi încă zilele astea. Demisia guvernului Sandu a fost pentru a-i face drum domnului Dodon la prezidențiale. Domnul Chicu, ca un, mă rog, bărbat adevărat, a lăsat guvernului Sandu o gaură de 4 miliarde. Mai bine zis, a două doamne, doamnei prim-ministru și doamnei ministru a finanțelor. O gaură de 4, nu, corect, nu-i gaură, o... Da, 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 mersi. Pe care aceste doamne au acoperit-o, au adus bani, au plătit salarii, pensii, au mai adus 2 miliarde și ca un adevărat bărbat pe loc curat a revenit să conducă mai departe această țară. Și acum eu vreau să vă întreb pe colegii din Partidul Democrat, da? Domnilor pro-europeni democrați, ați criticat guvernul Mai Sandu că a fost guvernul Cozac. Acum ce guvern votați? Consilierii lui Dodon, cum vă imaginați voi că eu să implementez acordul de asociere? Cu tot respectul, ministrul justiției, care este juristul Partidului Socialiștilor, ministrul apărării cu mătru domnului președinte, un convins federalist, da? Ministrul apărării, care pe mandatul ăsta de 5 luni a făcut, a filat și a spionat membrii guvernului, liderii din partea blocului acum. Ministrul educației, un moldovenist convins, care o să vedeți foarte repede, o să ne fericească cu istoria integrată, cu limba moldovenească și așa mai departe. Responsabilul pentru reintegrare, care mă tem eu că iarăși o să ne ducă spre ideea federalizării. Deci ăsta e probabil guvernul pe care voi vă-l doriți. Eu cred că n-a mai rămas mult timp și o să ridicați mânuțele, unii cu greu, alții mai puțin, alții cu entuziasm, mai ales cei care au dispărut în ultimele 5 luni și au apărut acum pe ultima 100 de metri. Și o să arătăm țării că Love Story Dimitri Gheorghe s-a produs. Vedeți cât de scurt a fost căutarea noastră. Și o să dați țării un guvern de buzunar, un guvern care o să încerce să-l aducă pe domnul Dodon la putere. Dar, prea multă atenție acestui guvern, eu vreau să mă adresez cetățenilor, alegătorilor, noi o să fim alături de voi, noi o să facem tot posibil să facem parcursul european irreversibil, pentru că toate aceste mătrapazlâcuri odată și odată o să crape. Și așa cum spuneam, ne-am descurcat noi și am scăpat de Plahotniuc, eu sunt mai mult ca sigur că vom scăpa foarte repede și de Dodon și de cei care îl ajută. Iar domnului Filip, tema pentru acasă. Faceți reforma aceea cu care vă lăudați în partid și atunci se va mai vedea. Fracțiunea PAS și fracțiunea PAS nu va participa la acest show, de aceea vă lăsăm ca acest love story să se producă într-o atmosferă colegială și după care noi probabil o să revenim. Da, no, da, domnul Diacov, dreptul la replică, vreți să le declarați dragoste? Domnul Diacov, vă rog. Stați o leacă, tovarăș, stați să vă dau replică. Da. Nu, nu, eu vreau să vă spun că noi am vrut să fim la guvernare,
după alegerile prezidențiale. Voi v-ați înțeles, într-o noapte fără lumină aici, ați făcut coaliție, ați făcut coaliție și eu vreau să vă spun absolut sincer, noi ne-am deprins cu rolul de opoziție. Noi chiar ne-a plăcut rolul de opoziție și noi v-am rugat de multe ori la tribuna asta, rămâneți domnilor la guvernare, rămâneți și guvernați, demonstrați, arătați, faceți și noi era să vă aplaudăm. Dar voi sigur ați plecat de acolo. Ce pretenții aveți față de noi? Noi nu vrem ca țara să fie împinsă în ajunul iernii la legea anticipate și atâta tot. Dacă o să vă purtați frumos, noi să ne șezăm, am să discutăm și a să ne înțelegem cum să sprijinim împreună guvernul ăsta. Dacă guvernul o să o iei hăisă, noi să încercăm să-l oprim și să-l arătăm și mai departe. Vă mulțumim. Da, vă bucurăm. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru acest suport pentru guvern. Eu sunt sigur că acest guvern va fi unul din cel mai eficient guvern care se va menține până la următoarele alegeri parlamentare. Mai avem o luare de cuvânt din partea fracțiunii socialiștilor, doamna Adela Railean, vă rog. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați cetățeni, stimați colegi, în luna februarie acestui an, alegătorii ne-au oferit mandat să aducem schimbarea mult așteptată în calea pe care o parcurge Republica Moldova. Actuala legislatură a obținut votul de încredere al oamenilor pentru a le face viața mai bună și pentru a scoate instituțiile statului din captivitatea corupției. În luna iunie am dat dovadă de suficientă maturitate și înțelepciune politică pentru a crea o majoritate parlamentară care să răspundă așteptărilor din societate. Știm cu toții cu ce sacrificii, riscuri și eforturi am reușit atunci formarea unei majorități parlamentare care a trezit flacăra speranței în inimile majorității cetățenilor. Atunci două forțe politice cu viziuni diametral opuse au confirmat faptul că politica este arta compromisului. Ne-am angajat împreună să construim un stat puternic în care cetățenii să se simtă protejați, să trăiască în bunăstare, să aibă încredere în ziua de mâine. Ce s-a întâmplat? Că în doar 5 luni de zile s-a ales praf din acel compromis politic. De ce blocul acum a hotărât să spulbere speranța cetățenilor? Să întoarcă spatele partenerilor de coaliție și să trântească zgomotos ușa. În toată această perioadă, echipa PSRM a îndeplinit toate angajamentele politice asumate la început de cale. A sprijinit fără ezitare, uneori pășind peste propriile ambiții politice și sacrificând propriile convingeri pentru a satisface poftele blocului acum. Ne-am ghidat de fiecare dată doar de interesul public și de dorința de a susține procesele democratice pe care le-am lansat împreună. La fiecare reproș, la fiecare săgeată aruncată din partea blocului acum în adresa noastră, noi am răspuns cu toleranță și am lăsat atacurile publice fără răspuns, doar pentru a asigura liniște și stabilitate actului de guvernare. La toate întâlnirile cu cetățenii și numeroasele discuții cu susținătorii noștri, trebuia să oferim explicații de ce nu răspundem cu aceeași agresiune cu care suntem tratați de partenerii noștri politici. Am spus de fiecare dată că socialiștii nu sunt adepții politicii de mahala și nu s-au angajat într-o competiție pentru capital politic. Noi ne-am dorit o cooperare politică în interesul oamenilor, o cooperare politică destinată reformelor. Acum, în noile condiții politice, ne putem permite să oferim aprecieri și note. Și subliniez, nu noi am decis să dăm foc la propria casă. Dimpotrivă, noi am reacționat mereu ca niște pompieri care de fiecare dată trebuiau să tempereze emoțiile, lipsa de diplomație și de bun simț al unor personaje din blocul acum. Acum să spunem lucrurilor pe nume. Noi le-am oferit întregul cabinet de miniștri, toate pârghiile puterii, de la ministere până la ultima agenție sau structură guvernamentală. Ei au cocoțat în funcțiile cheie rude membrii de partid
persoane cu probleme de integritate și au ambalat întreaga garnitură cu CV-uri și diplome de Harvard. În doar câteva săptămâni le-au scăpat de sub control prețurile, au declanșat adevărate seisme în finanțele publice, au scos în stradă transportatorii, au destabilizat securitatea publică și situația criminogenă. În paralel, fostul guvern nu a găsit timp să vină în Parlament și în fața societății cu o strategie sau o viziune clară de redresarea situației social-economice. Nu am văzut cel puțin o inițiativă care să vizeze păturile vulnerabile, sprijinirea mediului de afaceri sau proiecte pentru diaspora, care a susținut masiv fostul guvern. Ce am urmărit în schimb? Concursuri și lupte pentru fotolii care, într-un final, au culminat cu dorința prim-ministrului de a pune mâna pe procuratură. Ultimul gest al premierului a stârnit îngrijorarea nu doar nouă, dar și majorității cetățenilor. Asta a fost ultima picătură și am avut cu toții de învățat o lecție din această istorie. Doamnelor și domnilor deputați, acum suntem într-o nouă realitate politică. Riscul de a arunca țara în haos este unul foarte mare. Partidele politice trebuie să conștientizeze că nu mai putem continua cu experimente politice în detrimentul țării. Presiunea socială este una enormă astăzi, iar oamenii nu așteaptă, dar cer de la clasa politică soluții, inițiative și acțiuni hotărâte care să scoată țara din incertitudine, din degradare. Moldovenii din satele și orașele țării, nu trolii din Facebook, cer reforme imediate, cer politici eficiente și echitabile și nu în ultimul rând ei cer justiție pentru nedreptățile și ilegalitățile comise în ultimii ani. Cabinetul Chicu vine într-o perioadă extrem de grea, în care cea mai mare problemă este criza de încredere din partea concetățenilor noștri. El nu trebuie, el are obligația să ofere soluții și mecanisme pentru a majora pensiile și salariile, pentru a investi în spitale și școli, pentru a reapara drumuri, pentru a reabilita casele de cultură, mai ales cele din mediul rural, unde oamenii au ajuns să trăiască aproape ca în evul mediu. Acest guvern trebuie să știe că deasupra sa mereu va sta sabia lui Damocle și orice pas greșit, orice decizie antipopulară sau anticonstituțională va fi taxat dur și imediat. Echipa PSRM va vedea cu strictețe activitatea acestui cabinet de miniștri, dar totodată va fi alături cu suportul legislativ pentru realizarea programului de guvernare. Cabinetul Chicu mai are o obligație în fața cetățenilor, să promoveze o reformă reală a justiției, ținând cont de toate recomandările Comisiei de la Veneția și în strictă conformitate cu prevederile constituționale. Nu mai putem tolera concursuri compromise și numiri în funcții pe alte criterii decât cele profesionale. Stimați colegi deputați, PSRM se pronunță categoric pentru o politică externă echilibrată. Suntem siguri că o abordare similară va avea și executivul, care va promova o diplomație corectă și eficientă în relațiile cu partenerii strategici, Federația Rusă, Statele Unite, Uniunea Europeană, dar și cu țările vecine. Dialogul cu partenerii străini trebuie să fie construit exclusiv în interesul național al țării. Pornind de la același interes al țării, astăzi Parlamentul are misiunea să aleagă. Ori aruncă țara în haos și instabilitate, ori își asumă pe deplin grija pentru soarta acestei țări și a cetățenilor ei. Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova alege să sprijine o echipă de profesioniști în frunte cu Ion Chicu, un guvern tehnocrat care nu este ancorat politic. Votul de încredere al fracțiunii socialiștilor este oferit unei echipe care se angajează cu fermitate și curaj să guverneze într-o perioadă plină de provocări. Nu va fi ușor, dar nu și imposibil. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă deputat. Dar voi fără comentarii, nu puteți? Stimați colegi, înainte de a supune votului proiectul de hotărâre care a fost elaborat, vreau să-l întreb pe domnul prim-ministru desemnat, domnul Ion Chicu, dacă vrea să vină cu un ultim mesaj. Da, vă rog, domnul Chicu la tribuna centrală. Înainte de a fi investit. Da, vă rog. Stimată doamnă președinte a Parlamentului, stimați deputați, sunt sigur că exprim opinia întregii echipe că
noi suntem determinați să implementăm programul de guvernare care a fost propus spre examinarea dumneavoastră. Suntem conștienți de complexitatea situației în care ne aflăm. Știm la sigur că fără suportul dumneavoastră nu reușim, contăm foarte mult. Ne asumăm angajamentul că vom veni cu proiecte, cu politici în care credem că pot să schimbe lucrurile spre bine în această țară, să facem viața oamenilor din țara noastră mai bună. Noi vom depune tot efortul ca și stimații deputați din partea aceasta a SELI să poată să promoveze proiecte în interesul țării. Vom încerca să desprindem din mesajele lor, dumnealor, chiar dacă foarte politice, chiar uneori cu atac la persoană, cu etichetări, o să desprindem elementele care poate vor putea fi convertite în propuneri și proiecte pentru oamenii din țara noastră. Vom depune tot efortul. Vă mulțumesc pentru declarațiile vociferate la această tribună. Vă rog încă o dată să acordați suportul acestui guvern tehnocrat și să ne permiteți prin votul dumneavoastră să procedem imediat la soluționarea problemelor care stau în fața țării. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Stimați colegi, stimați colegi deputați, vă propun spre a fi votat proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 264 din 14 noiembrie 2019 pentru aprobarea programului de activitate a Guvernului și acordarea votului de încredere a Guvernului în frunte cu prim-ministru desemnat, domnul Ion Ticu. Cine este pentru, rog să votați și numărătorii vă rog să dați rezultatele. Sectorul 1, 27. 27. Sectorul 2. 34. 34. Și sectorul 3? Un vot. 1. Cu 62 de voturi, proiectul hotărârii a fost aprobat. Domnul prim-ministru, felicitări! Stimate domnule prim-ministru, stimați membri a Guvernului, care numai ce a fost votat cu 62 de voturi a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova cu o majoritate absolută, vreau din numele întregului corp diplomatic de deputați, doamne, mă uit la tribuna diplomaților și văd numai pe cineva. Vă mulțumim pentru angajamentul și curajul de care ați dat dovadă să vă asumați această responsabilitate. Într-o perioadă absolut nu simplă, vă dați foarte bine seama că responsabilitatea care cade pe umerii dumneavoastră este enormă. Dar noi cu toții, cei care am votat, cel puțin eu pot să vorbesc din numele Partidului Socialiștilor, tot timpul vom fi alături, vom pune umărul și vom acorda tot suportul pe viitor ca să vă îndepliniți onest, cu mare cinste și demnitate, responsabilitățile și angajamentele dumneavoastră. Iar dragostea cea mare a dumneavoastră, fiindcă aici s-a vorbit despre aceasta, trebuie să fie față de acest neam, față de acest popor și de mândria față de țara noastră. Asta vă revine dumneavoastră. Felicitări și vă urăm succes! Stimați colegi, pentru mine personal, eu pe mulți îi cunosc din noi membri a Guvernului, este o mândrie deosebită. Și dacă vreți, și o opțiune care, la care am tins foarte mult. În sfârșit, Moldova să aibă un guvern de oameni profesioniști. Cei care o să știe nu sunt oameni politici, nu sunt politicieni, dar sunt profesioniști. Vă mulțumim și vă urăm succes! Stimați colegi deputați, o secundă vă rog, o secundă. Eu vă propun,
O secundă, vă rog, aveți, vă rog, răbdare. Stimați colegi, membrii guvernului, putem să le dăm drumul, dar să le urăm succes, stimați colegi. Este un singur proiect care vă rog să fie susținut. Este vorba despre proiectul inițiativa sub numărul 263 din 13 noiembrie 2019 privind demisia unui deputat în Parlament. Cunoașteți că a fost domnul Ceban ales în calitate de primar general. Vă aștept să... Ei o să revină în curând cu foarte multe proiecte. Domnul Lebedinski, noi votăm. Domnul Lebedinski, vă rog să vă stămpărați. Stimați colegi, invit la tribună domnul Bole. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, trebuie să prezinte proiectul hotărârii subsemnatul domnul președinte a Comisiei Serge Litvinenko, dar din cauza faptului că a părăsit sala de ședință, să-mi permiteți să dau citirii proiectului de hotărâre și pe raportului comisiei care astăzi a fost examinat, dezbătut și adoptat. Cum și s-a spus anterior, colegul nostru, domnul Ion Ceban, participând în alegerile locale, a fost susținut, da, de chișinăuieni și a obținut mandatul de primar general al municipiului Chișinău. Ieri, la ședința biroului permanent, dumnealui a depus cererea că părăsește rândurile noastre, da, și se va ocupa în toți acești 4 ani de zile de treburile capitalei, că și acolo este necesar să se schimbe lucrurile. De aia este și înregistrat acest proiect de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament sub numărul 263 din 13 noiembrie 2019, dacă îmi permiteți să dau citire și raportului comisiei, dacă nu sunt alte întrebări. Haideți să respectăm procedura. Da, vă mulțumesc. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat în Parlament și comunică următoarele. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Parlamentului să ia act de cerere de demisie a deputatului Ion Ceban, ales din partea Partidului Socialist din Republica Moldova și declararea mandatului de deputat vacant. În rezultatul examinării, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, cu votul unanim al membrilor prezenți, au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 263 din 13 noiembrie 2019. Raport încheiat. Da, mulțumesc, vă rog să luați loc. Stimați colegi, supun votului aprobare proiectului de hotărâre a Parlamentului înregistrat sub numărul 263 din 13 noiembrie 2019 privind demisia unui deputat. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea sau unanim cei prezenți. Se constată funcția vacantă. Stimați colegi, vă mulțumesc mult pentru participare, pentru deciziile luate în ziua de astăzi. La toți vreau să vă spun mulțumesc, angajamentul este foarte mare, responsabilitatea de asemenea mare. Despre următoarea ședință, agenda a fost una foarte mare, dar eu cred că am aprobat nou guvern. Noul guvern trebuie să mai examineze proiectele de legi care noi urma să le examinăm. Cu dumneavoastră să le aprobăm astăzi, de aceea despre următoarea ședință a Parlamentului veți fi informați suplimentar. Mulțumesc, preventiv, să vă convocăm biroul permanent. Mulțumim!